Salut! Hai să vă arăt cum am reușit să stric vopseaua la BMW. Datorită vecinilor bulgari, am avut un drum de făcut acolo și din păcate am prins o porțiune de drum care se asfalta. Pe acel sector de drum a fost și ploaie, furtună, și cum tocmai pregăteau asfaltarea cu bitum cu un covor de smoală, toată smoala mea a ajuns pe caroserie. Până acum am încercat să o scot cu spumă activă de la spălătorie, cred că e a 4-a, 5-a spălare, dar mai bine dată nu se poate. Ce să zic? E destul de multă smoală pe mașină. Și pe interior a ajuns aici. E o frumusețe să te modărești pe pantaloni când te urci sau când cobori. Rămâneți pe aproape să vedem cum reușim și dacă reușim să remediem problema. Singura soluție este cu ghicit cu benzină. Precăm bine cu benzină, spălăm ca să nu atace vopseaua și plasticul de la bară și să nu cumva să fie riscul să ia foc. Și apoi vedem ce iese. Hai să-i dăm bătaie. Hai să vedem și momentul adevărului. Altceva. Deci lucrăm și în condiții de siguranță. O să vedem aici. Perfect. Hai că facem un update după ce termin operațiunea. Și după aia merg să o spăl. Hai să fac un update. A ieșit perfect. Nu mă gândeam că se ia atât de repede. Am reușit să șterg și interiorul pragurilor. Mai am bara spate și toată partea cealaltă. Și apoi trebuie să o spălăm. Hai să vă mai arăt o dată cât de ușor se șterge. Deci asta e singura soluție. Am încercat cu șervețele umede, cu spumă activă, ce vrei și cu ce nu vrei. Benzina e cea mai bună la așa ceva. Bun, într-un final am reușit să o scot țiplă. Cred că n-a durat mai mult de 15 minute. Noroc aici în Bulgaria benzina e mai ieftină. Am folosit ceva benzină. Altfel, paguba era un pic mai mare, ca să facem și o glumă pe seama scumpirii carburanților în ultima vreme. Deci a ieșit perfect, m-a dus o spăl și cam asta a fost. Da, asta a fost.